Vă invit să ocupați locurile. Avem harul acesta din partea Tatălui Ceresc, prin Domnul Iisus Hristos, căci prin Iisus Hristos am primit har după har, ca în dimineața zilei de astăzi, pe care Bunul Dumnezeu a adăugat-o la zilele noastre, să fim în casa Domnului la închinare, împreună, în prezența Domnului Iisus Hristos. Cred din toată inima că Domnul Iisus ne-a spus adevărul și prin cuvântul Lui ne-a spus că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este în mijlocul nostru. În mijlocul nostru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, și El pe pământ are putere de a ne ierta păcatele noastre, și El este în mijlocul nostru. Împreună ne-am închinat și ne închinăm în numele Domnului Iisus, înaintea Tatălui Ceresc, prin rugăciunile, cererile, mijlocirile și mulțumirile pe care le înălțăm către Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus, și îi mulțumim Tatălui Ceresc căci El ne ascultă rugăciunile noastre. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat și ne-a spus că voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucrurile bune celora care le cerem de la Tatăl Ceresc în numele Domnului Iisus Hristos, prin credință. Noi să credem din toată inima că și lucrul pe care l-am cerut, l-am primit și îl vom avea, sau lucrurile pe care le cerem, le primim și le avem de la Tatăl Ceresc, lucruri care sunt după voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Apoi ne închinăm prin cântările de laudă, fraților. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Dumnezeu să ne dea putere ca din toată inima să aducem jertfele noastre de mulțumiri prin cântările de laudă, laudele buzelor noastre și prin împlinirea juruințelor, și bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la aceasta. Iubiții mei, am citit cuvântul Domnului și aș dori ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în continuare să ne închinăm luând aminte la cuvântul Domnului și în sensul acesta chiar să-L rugăm pe bunul Dumnezeu: Doamne, vorbește-ne prin cuvântul Tău și fă să pătrundă lumina prin cuvântul Tău în ființele noastre ca să cunoaștem adevărul. Și să rugăm: Doamne, dă-ne putere să ascultăm cuvântul Tău, să-L strângem în inimile noastre și să-L păzim, și bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la aceasta. Fraților, Dumnezeu când l-a trimis pe Ioan Botezătorul să pregătească calea Domnului Iisus, calea mântuirii, a fost un mesaj clar din partea lui Dumnezeu, împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Sfânt Apostolul Ioan Botezătorul transmitea plin de Duhul Sfânt, pentru că Ioan Botezătorul era plin de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El a fost rânduit de Dumnezeu ca să pregătească calea Domnului și mesajul a fost clar pe înțeles, mesaj dumnezeiesc: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Oamenii auzind acest mesaj, pentru că era puterea lui Dumnezeu, era Duhul Sfânt în lucrare, era cuvântul lui Dumnezeu care este plin de putere, oamenii auzind acest mesaj din partea lui Dumnezeu, veneau la Ioan, la râul Iordan, își mărturiseau păcatele și erau botezați de Ioan în râul Iordan. Dar Ioan îi face conștient și le spune: pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșiși vă că avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată, adică fiți foarte atenți, fiți cu mare băgare de seamă, iată că
securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună, rod bun, va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar este unul în mijlocul vostru căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El același are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire, va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Acela are lopata în mână. Iisus Hristos are putere de a ne curăți, de a ne ierta și spune că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Cine își ascunde fără de legile, spune înțeleptul Solomon, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare, capătă iertare în numele Domnului Iisus Hristos. Și vreau să fac o paranteză. Cu câțiva ani în urmă, unii surori de ale noastre din biserică, i-a murit soțul și ea, după mult timp, a luat razna și a mers și a trăit așa cum a trăit ani de zile. După vreo câțiva ani de zile s-a întors în biserică. Îmbla, era deosebită, se vedea că e schimbată, se vedea că e o altă femeie. Și într-una din zile, cumnata ei îmi spune, frate Vasile, știi că sora, cumnata, într-o noapte a visat un vis. Și visul a fost următorul, zice. A visat că a intrat la ea o persoană îmbrăcată în haine albe și a spus, femeie, îți aduc o veste bună. Și vestea este că te-am iertat de toate păcatele tale, ești iertată. Și să te împărtășești cu trupul și cu sângele meu. Dar sora a spus persoanei respective, a înțeles că e Domnul Iisus, spune-le lor să-mi dea cina, adică slujitorilor, cine îmi dă mie cina? Și când mi-a spus sora visul, zic, stoi, soră, puțin. La cina Domnului, când s-a făcut lucrarea aceasta, vestirea morții Domnului Iisus, și când am fost cu sângele Domnului Iisus în dreptul ei, Domnul mi-a arătat o vedenie. Și vedenie mi-a luat-o și atunci mi-am adus aminte de vedenie și spune, uită-te la ea. Și m-am uitat la sora și sora mi-a arătat Domnul cum ar fi o vază ființa ei și deosebit curățită, de o sfințenie deosebită. Și am zis, mare putere are sângele lui Iisus Hristos. Iubiții mei, doresc ca Bunul Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute și să ne dăm silințele și să rugăm pe El să ne dea putere să ne pocăim. Pentru că pocăința este porunca din partea Tatălui Ceresc, acel mesaj identic ne-l transmite Dumnezeu prin Iisus Hristos ca să ne pocăim, identic al lui Ion Botezătorul, pentru că pocăința, repet, este poruncă din partea lui Dumnezeu pentru toți pământenii. Și Mântuitorul Iisus Hristos le spune, în ziua judecății, oamenii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. În mijlocul nostru este cel care este mai mare decât Iona și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta și îl va osândi, pentru că a venit de la marginele pământului să audă înțelepciunea lui Solomon și aici este unul mai mare decât Solomon, în care sunt ascunse toate înțelepciunile și a științei, izvorul înțelepciunii, și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere, frați și surori, ca cât Bunul Dumnezeu rânduit să mai trăim pe acest pământ străin, unde sunt multe necazuri, nu suntem scutiți de necazuri, și Domnul Iisus ne-a învățat în sensul acesta și ne-a spus prin cuvântul Lui căci în lume
vom avea necazuri, dar El ne-a spus ca noi să îndrăznim. Și noi putem spune că și cu El suntem mai mult decât biruitori, repet, El a biruit lumea, El are toată puterea în cer și pe pământ și El ne-a spus prin cuvântul Lui că El este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului, slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei, spune psalmistul, și Domnul spune, ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Am trecut prin multe necazuri. Am trecut chiar prin valea umbrei morții. Am trecut prin necazul noi și familiile noastre și nu se întrezera nicio lincărire de izbăvire. Să fim izbăviți nu numai din necazuri, dar chiar de la moarte. Și Dumnezeu a făcut minuni mari. Dumnezeu ne-a izbăvit din necazuri, ne-a izbăvit de la moarte și, cum spune, ne-a iertat păcatele noastre. Și alături de psalmistul David putem să spunem și noi, și ni se potrivește și nouă aceasta, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine, să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Care este motivul să binecuvântăm cu tot ce este noi? El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Mărire Domnului! El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu îndurare și cu îndurare îl satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iară ca vulturul. Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să-i fim recunoscători și mulțumitori și să rugăm pe bunul Dumnezeu, Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne putere să luăm aminte, să ascultăm cuvântul Tău și să-L păzim, căci Tu ne-ai învățat și ne-ai spus prin cuvântul Tău adevărul Mântuitorul Iisus Hristos. Și El ne-a spus prin cuvântul Lui, căutați mai întâi de toate împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce avem noi să nu fi primit? Tot ce avem, am primit viața, avem de la Dumnezeu. De la El avem viața, mișcarea și ființa prin Iisus Hristos. Avem viață și mântuire prin har, prin credință. Și aceasta nu este de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut milă de noi. Noi eram morți în păcatele și în fără de legile noastre în care trăiam odinioară, pe care le moșteniseră de la părinții noștri. Dar Dumnezeu a avut milă de noi. A lucrat prin cuvântul Lui care este plin de putere și prin Duhul Sfânt pentru dezlegare, pentru eliberare, pentru izbăvire, pentru mântuire. Și repet, ne-a mântuit prin harul Domnului Iisus, prin credință și repet că aceasta nu este de la noi, ci este darul Lui. Dumnezeu să ne dea putere ca să-i fim recunoscători și mulțumitori. Dumnezeu să ne dea putere ca în vremea cât mai avem de trăit pe acest pământ să ascultăm și să ne dăm toate silințele, pentru că mult nu mai este. Ceea ce vedem cu ochii noștri, ceea ce auzim cu urechile noastre, că se întâmplă pe pământ, neamurile se frământă, împărățiile se clatene din toate punctele de vedere și Domnul ne vorbește prin cuvântul Lui și ne spune, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu, Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Și acesta este Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, care zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă, căci pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc, sunt ale Domnului, căci El le-a făcut toate lucrurile. Dumnezeu să ne ajute să ne dăm silințele. Dumnezeu să ne ajute ca să-i rămânem credincioși Lui, căci Mântuitorul Iisus ne-a spus, ne-a învățat și este un adevăr dumnezeiesc. Spune Domnul Iisus prin cuvântul Lui,
din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar Domnul Iisus ne spune prin cuvântul Lui, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dumnezeu să ne dea putere să răbdăm până la sfârșit. Noi nu știm care este sfârșitul vieților noastre și cum va fi și când se va termina, dar una știm și credem că este un adevăr pe care ne l-a spus Domnul Iisus. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, trăiește. Și cine trăiește și crede în mine, nu moare niciodată. Crezi lucrul acesta? A întrebat-o pe Marta, cred, Doamne, ea spunea că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Deci pentru noi, pentru credincioși, pentru cei care ascultăm și păzim cuvântul Lui, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și Mântuitorul Iisus ne-a spus prin cuvântul Lui că se duce să ne pregătească un loc. Și după ce ne pregătește locul, Domnul Iisus ne-a spus că se întoarce și vine și ne ia și pe noi, că acolo unde este El, să fim și noi cu El în veșnicii. Dumnezeu să ne ajute, fraților! Dumnezeu să ne dea putere ca în orice vremuri să rămânem pe stâncă, în orice vremuri să rămânem în adevăr, în orice vremuri să rămânem în Hristos și să trăim cum a trăit Iisus și gândul care a fost în Hristos Iisus să ne însuflețească și pe noi, ca și noi să fim sarea pământului, să nu ne pierdem gustul, să fim lumini în lume, să se vadă chipul lui Iisus Hristos în ființele noastre, să fim blânzi și smeriți cu inimile, ascultători până la moarte și să răbdăm până la sfârșit. Și Domnul să se îndure și să rugăm, Doamne, Tată Ceresc, în mila și în bunătatea Ta, îndreaptă-ne inimile noastre spre dragostea Ta și spre răbdarea lui Hristos. Ca tot ceea ce facem, călăuziți de Duhul Sfânt, să facem cu dragoste. Și Dumnezeu să ne ajute ca să rămânem credincioși Domnului și să rugăm, Doamne, fă ca Duhul Sfânt să ne călăuzească în fiecare zi în tot adevărul, pe calea sfântă, pe calea mântuirei, ca să fim sfinți în toată purtarea noastră, căci este scris, fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, ca la sfârșitul vieților noastre să putem spune și noi cuvintele pe care le-a spus robul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da Domnul Judecătorul cel drept în ziua aceea. Și spunea El, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Mântuitorul Iisus ne-a spus, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dumnezeu să ne ajute! Domnul spune prin cuvântul Lui, eu mustru și pedepsesc pe cine iubesc. Slăvit să fie Domnul, fii plin de râmnă, dar și pocăiește-te! Dumnezeu să ne ajute să se vadă în ființele noastre chipul lui Iisus Hristos, căci Mântuitorul Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, ne vorbește prin cuvântul Lui și ne spune, în urma cuvântării pe care o ține Domnul Iisus, mulți au crezut în El, așa spune cuvântul Domnului pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El, de la versetul 30. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Mărire Domnului, dacă rămânem în cuvântul Domnului, care este adevărul, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram, n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, oricine trăiește în păcat este rob
al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Deci robul nu rămâne pururea în casă, neghina nu rămâne pururea cu grâul. Negrina rămâne împreună cu grâul până la seceriș. Iubiții mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în vremurile acestea grele, cu prețul vieților noastre, dacă va trebui să plătim, să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, că ar fi cea mai mare durere, cea mai mare pierdere în ziua judecății, noi care am cunoscut adevărul, noi care am fost izbăviți de la moarte, noi care am știut ce trebuie să facem să trăim și n-am trăit, ar fi cea mai mare durere să spună, nu vă cunosc. Frații, surori, robul lui Dumnezeu Iov, Dumnezeu s-a lăudat cu robul său, cu Iov. Dar când a stat în fața Dumnezeului celui viu, în fața sfințeniei lui Dumnezeu, a zis, urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și s-a uitat la el și a spus, mă scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Dumnezeu să ne dea putere să ne pocăim în țărână și în cenușă. Slăvit să fie Domnul, că este poruncă dumnezeiască pentru toți pământenii din partea lui Dumnezeu, cum striga Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, poruncă din partea lui Dumnezeu pentru toți pământenii de pretutindeni să se pocăiască. Căci a rânduit o zi în care Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate prin omul prin care Dumnezeu a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Astăzi Iisus Hristos pentru noi și pentru toți oamenii este Mântuitorul. Este mijlocitorul care mijlocește înaintea Tatălui pentru toți, pentru cei păcătoși care vin la El. Dar în ziua judecății va fi judecător. Căci toți trebuie să stăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, ca fiecare să-și primească răsplata după binele pe care le-a făcut când trăia în trup. Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne dea putere ca să ne rugăm unii pentru alții, să veghem unii asupra altora, să fim slujitori și Dumnezeu să dea putere ca biserica să țină mâinile celor care slujesc, pe care Dumnezeu a ales, să le țină mâinile în sus cu rugăciuni, cu post. Iubiții mei, robul lui Dumnezeu Moise pe munte, când ținea mâinile în sus, poporul primea biruință. Când își lăsa mâinile și apoi a fost așezat pe o piatră și Aron și Hur, îți a ținut mâinile în sus până când Dumnezeu a dat biruință. Slăviță pe Domnul, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să dea robilor săi slujitori putere prin Duhul Sfânt, să ținem adevărul în sus, să spunem adevărul așa cum este scris, să nu facem nimic de la noi, tot să transmitem exact așa cum este scris, și prorocii și văzătorii, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dea putere, să transmită mesajele din partea lui Dumnezeu așa cum le primesc, să n-adauge sau să scoată din ele, ca să fim curați de sângele Domnului. Și apoi și noi ca slujitori să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea și nouă putere ca să trăim în adevăr. Ca nu cumva, cum ne spune Domnul Iisus, că nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, aici e vorba despre slujitori, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și Domnul îi va spune, depărtați-vă de la mine toți lucrătorii fără de lege, nu vă cunosc. Sfântul Apostol Pavel a fost împuternicit de Dumnezeu în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a proslăvit numele cu semne și cu minuni dumnezeiești vădite. Chiar cu învieri din morți în timpul slujirii,
El spunea, mă lupt aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dumnezeu nu dă mântuire pentru slujbe, pentru darul, slujbele și darurile sunt pentru biserică, sunt pentru oameni, slăvit să fie Domnul, iar mântuirea este ca noi să fim pocăiți și Dumnezeu să ne ajute ca să se vadă chipul lui Iisus Hristos în ființele noastre, să fim cu adevărat ucenicii Domnului, să rămânem cu adevărat în adevăr, adică în Hristos și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mă apropiu de încheiere, fraților, să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne păzească și de duhul de mândrie, căci a pătruns duhul acesta parcă neobservat în ființele noastre. Iubiții mei, vreau să vă spun despre mine, în două rânduri am fost atacat, dar nu biruit, atacat de duhul de mândrie. Am spus, sunt cineva, eu trebuie să fiu nu știu cum, trebuie să umblu cu cravată la gât, că eu sunt cineva, asta a fost până în 89. Și trebuie să umblu cu un Mercedes. Și ce să vezi? Am zis, să știi că așa o să fac. Am plecat urechea. Băi, ce ești cineva? Am suferit o pagubă. Și a stat Domnul de vorbă cu mine. Și am știut că e Domnul. Și mi-a zis, Domnul Vasile, ești tu cineva? Vasile, cine ți-a dat ție viață și sănătate? Cine te-a binecuvântat pe tine? Ești cineva, tu trebuie să umbli cu cravată, să fii cineva. Și am spus, Doamne, nu-s nimic. Nu-s nimic. Nu-s nimic, îi spuneam Domnului. Vasile, tu ai suferit o pagubă. Dar să știi, Vasile, că eu te-am scăpat din temniță. Dacă ți s-a ducea mașina, eu te-am scăpat din temniță. Niciodată n-am mai pus cravată în gât, în veci. Nu că am ceva împotriva celor care pun, nu e nicio problemă, dar eu n-am pus-o. Fraților, după aceea am fost atacat de un duh, tot de mândrie. Și când am spus cum vom face așa și așa, spuneam să fie, mă rog, hotelul cel mai luxos din România și să-l suflăm cu aur și pe acolo. Și vor fi 80 miliarde. Stop! O zis Domnul printr-un prunc de-a meu. Tată, îi bai cu tine. E bai mare. De ce? Zic eu, ești atacat de duhul de mândrie. E mare bai. Și n-am recunoscut, au fost. Și a zis, Domnul Vasile, pentru că eu te iubesc, eu mustru și pedepsesc. Tu ai făcut facultatea și facultatea și institutul teologic sau seminarul teologic l-ai făcut prin locuința morților. Și de acolo eu te-am adus la viață. Te-am vindecat într-un mod miraculos. Vasile, acum trebuie să faci și masterat sau facultate. Și-a zis, Domnul Vasile, acum te duc la masterat, la facultate. Și a fost în temniță. Și-a zis, Vasile, ce 80 miliarde? O să văd sărăuție că ce înseamnă. Și am fost la facultate 2017. Dar vreau să spun, Dumnezeu m-a pus ca să fac masteratul. Nu știu dacă am făcut doctoratul, dar masteratul l-am făcut. Acolo în temniță, Dumnezeu mi-a dat putere și o spun fraților, o spun spre slava Tatălui Cereș a Domnului Iisus și pentru întărirea credinței noastre. Fratele Vasile în temniță, de la ora 2 noapte până la 6, eram pe genunchi înaintea Domnului. Când se dădea deșteptare, mă sculam de pe genunchi. Completam somnul, căci așa lucra bunul Dumnezeu, m-a pus paznic în curtea temniței și
într-una din zile spunea preotul care se ocupa, domnul Țânțaș, ce faceți? Zic, domnule preot, zic, ca prorocul Ieremia, că pe prorocul Ieremia, după ce l-a băgat în temniță, l-a lăsat mai liber prin curte. Zice, să știi că o să citești și eu acolo. Și fraților, vreau să vă spun, am zis către soție, dacă îngăduie Dumnezeu să ajung în temniță, voi sta toate zilele în post. Ce credeți? S-a trecut o lună, o lună și ceva. Am uitat. Am uitat ce am spus. Și într-o zi, când a venit soția la mine la vorbitor, a cântat cocoșul, ca la Petru. A întrebat soția, cum stai cu postul? Când am auzit, am stat puțin și am meditat și am spus, nu ți-ar trebui să-mi fie rușine. O zi am stat în post, dar de mâine intru în post. Și cu ajutorul Tatălui Ceresc, cât o rânduiesc, cât am mai stat, am fost în fiecare zi în post și noaptea 4 ore pe genunchi înaintea Domnului. Și fraților, la 5 luni m-a pus în libertate și când mi-am pregătit bagajul să plec, am sunat pe soție, zice, vezi că nu s-a dat procurorul, în ultimul 6-a, 3-a zi s-a făcut recurs. Și când am auzit că mi-a făcut recurs, am și început să mă rog, Tată Ceresc, te rog frumos, dă-mi putere să fiu mulțumit. Și am început să mulțumesc și plin de bucurie mi-am pus înapoi loc, la loc, mi-am făcut patul înapoi și mai stat încă 20 de zile, dar vreau să vă spun, am stat 6 luni fără 10 zile și mi s-o părut că am stat 2 sau 3 zile. Din 60 de minute, oare 60 de minute, un minut n-am fost supărat, un minut să mirau gardienile când vine soția la vorbitor, doamna Țânța, și cu soțul dumneavoastră, că nu mă plin de bucurie. Nu mă plin de bucurie, era Domnul cu mine, fraților. Într-una din zile am zis, Doamne, m-am dus în dormitor, în cameră. Dar de ce ai îngăduit, Tată Ceresc? Mă rugam în gând să ajung între fiarele acestea, între duhurile acestea. Atâtea vorbe murdare și înjurături, n-am auzit într-o zi toată viața. Și când termin rugăciunea în gând, vine unul din cameră. Domnul Țânțaș, nu cumva să-ți pară rău că ești în temniță, căci tu faci temnița pentru mine. Dumnezeu te-a trimis pe tine pentru mine în temniță. Era din București, de la vârsta de 18 ani era numai prin pușcării tâlharul. Acum avea 63 de ani. Și când l-au dus la noi în cameră, am vorbit despre mântuire, despre dragostea Tatălui Ceresc, despre harul Său, despre iertare. Și Domnul Țânțaș, dar Dumnezeu iartă orice păcat. Zic, orice păcat. Bă, dar tu știi cât te-am făcut eu, cât te-am făcut. Zic, orice. Bă, dar mă iartă și pe mine Dumnezeu. Cu o condiție, zic, cu ce condiție? Dacă te pocăi. Bă, dacă mă pocăiți, mă iartă și pe mine Dumnezeu. Te iartă. Făcut o mărturisire, avea un lănțeșor cu o cruce în gât, jos cu el. Au avut niște idol acolo pe Perescu cu tot felul de tipuri la coșul de gunoi. De astăzi înainte mă pocăiesc și avea și el 2 zile pe săptămână. Post și citea și am spus, Eugen, acum nu să furi, era tâlhar, dacă ai găsit 1 milion de euro să-l găsești, îl iei frumos și îl duci la organe. Asta e pocăința, zic eu. Așa știi că nu ești mai rob, e slobod. Slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei, frați și surori, Dumnezeu să ne dea putere. Fraților, Dumnezeu să ne dea putere să ne rugăm unii pentru alții. Să veghem unii pentru alții. Acolo în odăiță, în familie, în odăiță, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Fraților, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi, pe toți și familiile noastre și să nu uităm un singur lucru. Ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu, ne-a spus prin cuvântul Lui, că ce este cu neputință la oameni,
Lui toate lucrurile sunt cu putință, cu da și amin. Și în urma rugăciunilor, a cererilor pe care le aducem în numele Domnului Iisus înaintea Tatălui Ceresc cu mulțumiri, nu cred că este greșit, Doamne, și nu voia mea sau nu voia noastră, ci voia Ta să se facă în toate, în toate, iar nouă dă-ne putere să fim recunoscători și mulțumitori întotdeauna. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Toată slava să fie a Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.